Păi, a venit aici după 3 puncte. Dar o echipă care luptă pentru a se salva, trebuie să scrie de plasare. Iar noi n-am făcut-o astăzi. Păcat, am avut un început foarte bun de joc. Cu acele două ocazii, o bară și ocazia la lui Pop, portarul. Cred că dacă înscriam și era 2-0, altfel era rezultatul acestei partide. Nu acum va decurgea acest meci. Păcat, păcat pentru băieți, au muncit pe o căldură foarte mare. Păcat că n-am înscris. Ne așteaptă iarăși un meci greu acasă cu Severinul, care trage pentru locul 3. Sperăm să obținem cele 3 puncte, nu? Pentru că sunt vitale pentru noi. Am încercat și azi, dar nu ne-a ieșit. O singură greșeală ne-a costat, nu? La acel corner. Păcat. A fost puterea afectată de faptul că au făcut deplasarea în ziua meciului? Nu cred că acesta este un motiv, dar s-au și odihnit, două ore înainte de stat am odihnit. Nu cred că acesta a fost motiv, pentru că, cum am spus, am avut un început de meci bun și chiar ultimele 15 minute, când am echipa gazdă doar ne-a surprins pe niște contraatacuri. Noi, având o posesie prelungită, pentru că trebuia să egalăm, nu cred că am fost folosit. Vă mulțumim, Vasco.